câteva lucruri tehnice legate de secție. Sunt cea pale să spună câteva lucruri. Nu, în primul rând aș dori să mulțumesc Fundației Vodafone pentru încrederea pe care a avut-o în noi. Și este al doilea proiect mare pe care îl facem în Spitalul de Copii Marie Curie și le mulțumesc și mulțumesc Spitalului de Copii Marie Curie, tuturor celor care lucrează în el pentru răbdare și încredere. Din punct de vedere tehnic, cred că cel mai bine ar fi Cătălin Cârstoveanu să spună, că lumea lui știe ce am făcut acolo. Noi am gândit proiectul, am gândit că am văzut copii care stau câte 6 luni, 7 luni, în an, într-o secție, într-un spațiu deschis, cu lumina aprinsă, 7-8 ani. Și, dacă știți, mulți dintre noi colegi am plecat în Statele Unite prin anii 95-2000 și eu fac, sunt unul dintre acei fericiți colegi care am fost acolo și profesorii din state ne-au spus să separați copiii, practic, să știți că noi nu am libertat nimic, lucrurile de acolo și noi am încercat să le transpunem în practică aici și ei sunt extrem de generoși și ne-au dat proiectele, ne-au lăsat să luăm detalii de la orice infrastructură, de la aparate, echipamente, de la providerii de echipamente de acolo. Și am spus că fiecare pacient trebuie să aibă o îngrijire individualizată, personalizată. Unul trebuie să doarmă, altul trebuie să aibă proceduri, altul trebuie să aibă vizite sau stă cu părinții toată ziua. Practic, fiecare trebuie să fie individualizat. Închipuiți-vă că stați un an de zile cu o lumină în cap și vă uitați într-o lumină în tavan 6 luni de zile. Cam asta este și cu copiii noștri și am încercat să-i individualizăm. Asta, de fapt, este tehnologia și îmbunătățirea principală pe care am adus-o. Apoi, toată infrastructura am conceput-o să fie în ajutorul lor. De exemplu, clima. Avem schimbul de aer 100% acolo, practic. Dacă ai un copil cu infecție virală gravă, nu se contaminează cu cel de lângă. Aerul se mișcă dinspre geam, spre mijlocul secției, ca nu cumva unul care este bolnav pe secție, pe ori și cumva poate să contamineze. Avem luminarea, este de mai multe tipuri. Este luminare indirectă, este lumină cu lumină caldă. Am încercat să ducem o reducere a consumului și sperăm ca nota la domnul manager să nu fie de plată la cură, să fie una consistentă. Am adus lumina LED care reduce mult costul și care are un timp de viață foarte îndelungat. Este o lumină pentru părinți, este o lumină dimabilă, adică variabilă. Este o lumină pentru proceduri. Am pus chiar niște lămpi care o să substituie chiar o lampă de operații pentru colegii noștri chirurgi uneori trebuie să opereze copii chiar acolo în secție, fiind într-o stare foarte gravă. Iarăși, în plus, fiecare cameră are o chiuvetă individuală. Cu toții știm că este una dintre problemele foarte, foarte serioase. Este o chiuvetă individualizată, construită din materiale speciale, cu baterii electronice, să nu te atingi de ele. Lumina de afară este... Avem geamuri unde am pus chiar transparente, le-am pus între geamuri să nu se umplă de praf. Iar am adus și ceva inovații în zona gazelor medicale. Noi am adus mai multe gaze medicale. Noi o să folosim și heliu, sperăm, în scurtă vreme, și oxidul nitric, care sunt în instalații centralizate. Și lucrurile acestea, noi nu le-am mai auzit în alte părți, dar ne ajută foarte mult, scădem foarte mult costul pe pacient în îngrijirea medicală. În domeniul telemedicină, noi am arătat puțin din ce putem să facem acolo. Practic, putem să, orice copil din spital sau orice copil din secție, putem să vizualizăm, putem să facem o conferință cu mai mulți medici. Unii pot să fie pe telefoanele personale, unde au descărcate niște aplicații și pot să stea 5, 6 doctori, 7 doctori din România, din străinătate, în același timp, în videoconferință, în timp real și putem să discutăm despre un pacient. Ni s-a întâmplat zilele trecute, am avut un pacient în gardă și nu știam pe unde, ce se întâmplă cu pacientul nostru. Avea o problemă cu un cateter, nu știam, nu vedeam bine ecografia, nu vedeam bine radiografia. Toate aceste lucruri le puteam rezolva în 5 minute dacă erau puse la loc și le vizualizam foarte corect, rapid, în timp real, cu un sistem de telemedicină foarte performant cum îl avem. Sunt și multe alte lucruri, am încercat să schimbăm ambientul acolo. Ne petrecem mai mult de jumate din timp, 3/4 din viața în spital și am pus să ne simțim bine în spital. Să ne simțim ca acasă, pentru că acolo petrecem mult timp. Și pentru părinții noștri ne-am gândit, care stau de multe ori, știți foarte bine că îi dormim pe scări, de multe ori nu avem, o să
poate în viitor o să mai îmbunătățim și lucrul acesta. Domnul manager știe lucrul acesta. Și am creat și o zonă pentru părinți unde se simt în siguranță că pot să stea aproape de copiilor. Că să completez toată. Că deja doctorul Cristofeanu a povestit foarte mult despre ceea ce am făcut acolo. Am niște probleme și anume, așa ceva nu s-a mai făcut în țară, nu există experiență și a trebuit să o creăm noi. Deci tot ce e făcut acolo e relativ nou, nu există nicio astfel de secție, așa cum este compartimentată asta în toată Europa, din câte știm noi, există. Mai există cu câte două paturi, cu câte un pat, cu câte patru paturi mai există, dar toate cu câte un pat nou. Am făcut asta și mai am muncit foarte mult la secția asta. În primul rând am asigurat antreprenoriatul. Deci noi am angajat firme, ne-am ocupat să gestionăm tot ce s-a construit acolo, să coordonăm și pentru asta îi mulțumesc foarte mult Andrei Lucianu, aflat acolo, șeful nostru de șantier. Sper că am făcut o treabă bună. Am economisit bani făcând treaba asta și am încercat să facem maximum de calitate cu fondurile pe care le-am avut, nu puține, prin bunăvoința Fundației Vodafone. Și mulțumesc și oamenilor care ne-au ajutat, am avut o campanie, am primit donații prin SMS, am primit redirecționări de 2% care ne-au ajutat foarte mult în acest proiect. Deși suma de 2.100.000 de euro poate părea mare pentru un astfel de spațiu de 1.600 metri pătrați, dotat la standardele la care este dotat, este puțin. Și suntem mândri că am făcut acest lucru și mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat. Mulțumim frumos!